Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea între 18 și 19 ianuarie discrete probleme de sănătate legate de sistemul endocrin în general, de aparatul genital, de aparatul urinar în cazul bărbaților, de tot registrul posibil al infecțiilor, începând de la infecțiile dentare până la infecțiile urinare sau în alte zone, cum ar fi țesuturile moi sau locurile ascunse, cum ar fi, de exemplu, sinusurile, sau în zone greu detectabile în contextul unor analize curente, pentru care trebuie făcut alt tip de investigație. Între 20 și 22 ianuarie dimineața, în moment luna va transita semnul lor zodiacal și alături de Marte va crea o pereche dinamică aceasta le va insufla optimism, încredere, curaj, sațietate față de lucrurile care stagnează, care nu se mai termină odată, nu se mai rezolvă odată, care nu ajung la nicio rezoluție. Și atunci se vor mobiliza și vor încerca să facă un progres sau să destelenească o chestiune care stă acolo neatinsă de interesul lor și de gesturile lor de săptămâni și luni. Moment bun și din punct de vedere fizic sau organic, vor fi mai în formă, mai bine, mai sănătoși, mai echilibrați sau, după niște zile mai uh, antipatice, vor reveni la o stare de normalitate care îi va face pe mulți să privească lumea, viața și cerul cu o altă atitudine. Între 22 ianuarie după ora 7 dimineața și 24 ianuarie după amiaza, aceleași preocupări financiare, aceleași griji, poate aceleași neputințe și aceleași limite sau interdicții sau restricții sau amânări cu care se confruntă de mai multe săptămâni sau de mai multe luni încoace. Este evident că unele dintre aceste probleme nu sunt simple, nu sunt ușoare, că le-ar fi rezolvat dacă era așa. Totuși, există o legătură cu tot ceea ce ține de loc de muncă, salarizare și, într-o anume logică pe care nu o mai invoc acum, există și un grup de vârstă mai solicitat, mai vizat, mai pus în centrul de acțiune al acestor planete conjugate, Jupiter, Saturn și Pluton. Este vorba de vârsta a treia, este vorba de cei care se apropie de pensionare, este vorba de pensionari, propriu-zis, care au și ei pricinile lor, problemele lor legate de dosar, de calculare, de aplicare a unor legi sau de uh, aplicări greșite, incorrecte, de aplicări parțiale, de ignorarea unor aspecte, etc. Și atunci o bătălie care se cam duce și cu morile de vânt, se cam duce uneori degeaba, sau s-a dus până acum într-un chip foarte, foarte greoi. Acum, secvența Capricorn, care controlează casa a doua banilor, s-a eliberat de câteva premize dificile. Soarele pe 20 ianuarie va ieși din casa banilor, câștigați din muncă proprie, care privesc, încă o dată spun, salariul și pensia, sau indemnizațiile și va intra în casa a treia comunicării. Acolo va da peste Mercur care la rândul lui de curând a părăsit Capricornul și se plasează aici într-o zodie în care zburdă. Cei născuți în săgetător vor fi niște foarte buni vorbitori, vor fi niște persoane simpatice, atrăgătoare, sau atractive, în felul în care se poartă, vorbesc, glumesc, au o anume deschidere și sinceritate care îi face plăcuți încă de la primul contact. Impresia generală este bună. Sigur, dacă se asociază și cu alte câteva calități scoase la iveală, sporite, intensificate de tranzitele astrale, cum ar fi inteligența, imaginația, locvacitatea, cultura, pregătirea, politețea, educația, toate acestea uh, vor contribui la nașterea sau la creerea, la conturarea unui personaj uh, foarte prizat, foarte apreciat și foarte dorit în niște medii. Capacitatea de a impresiona și convinge repede și ușor prin artificii de logică sau printr-o logică uh, care merge la un mecanism destul de complicat, destul de rafinat, dar care are un efect la public extraordinar. Mai puțin își vor da seama ce și cum au pus aceștia în joc, ce și cum au pus aceștia în ecuație, dar uite, a ieșit adevărul la suprafață, evidența și mulți se vor întreba dar cum a făcut DNA convins atât de repede sau cei invidioși uh, vor. Uh, medita asupra felului în care aceștia au obținut după ei un succes facil. De fapt, nu este facil, ci este rapid, pentru că mecanismul pe care îl introduc ei ca să aibă acest succes este unul complicat și ține de mentalul superior. Sau cel puțin, mentalul superior este susținut de către aceste transite și în special în preașma zile de 24 ianuarie de faza de lună nouă învărsător care poate să le dea o sclipire genială, o intuiție nemaipomenită, o inspirație extraordinară, un gând original, o formă de a pune cap la cap faptele, consecințele și a extrage concluziile care nu le-a fost nici lor întotdeauna atât de la îndemână.